ne bucurăm că sunteți atât de mulți lângă Radio Cluj. Radio Cluj susține mișcarea, sportul în rândul tinerilor și Radio Cluj se îndreaptă către tineri. Uite-te, Adi, câți copii avem aici. Da. Bravo, felicitări! O bicicletă full suspension, arată foarte bine, nu știu exact ce poate face. Eu am auzit că face niște lucruri foarte interesante de la specialiști. Eu nu sunt un specialist în biciclete, dar am înțeles că are anumite V-brake, care nu toate bicicletele au V-brake, dacă voi știți. Ce... Ok, so, bicicleta oferită de Radio Cluj și Hervey Sports urmează să fie câștigată chiar în acest moment de un participant la competiția noastră din Parcul Mare. Cine? Eu? Anca? Și de ochii. Nu, Andrei. Andy, îți dai seama că toți ochii sunt pe tine și da, dacă ai mei nu. Oricine ar câștiga. S-a câștigat. Da, 69 este numărul câștigător. E aici? Uite acolo, s-a câștigat. Salut! Hai! Te cheamă Sonia. Și pedalezi? Ai bicicletă? Da. Acum ai, dar aveai și înainte? Da. Ce bicicletă ai? Cu roți ajutătoare sau fără roți ajutătoare? Am avut cu roți ajutătoare, dar mi le dă jos, tata. Wow! Și cam cât de des pedalezi tu pe săptămână? De câte ori? Nu chiar de multe ori. Cu rolele te dai? Câteodată. Zic că merg cu tata la ture. Asta trebuia să spui. Mergi la ture cu bicicleta. Wow! Pe asfalt sau pe pământ? Pe asfalt. Senzațional! Uite, dar aia acum o bicicletă foarte potrivită pentru ture pe pământ, dar merge bine și pe asfalt, să știi. E un pic mare pentru tine, dar o reglăm. Da? Da. Mulțumesc! Felicitări! Felicitări tuturor participanților, felicitări câștigătorilor, cei care nu ați trecut pe la standul nostru, Radio România Cluj, vedeți acum să semnați cei care ați luat premii.